Unul dintre angajații fostului finanțator al Universității Craiova a descoperit spargerea de dimineață când a venit la muncă. A văzut că nu lipsește nimic din sediu, însă a sunat la 112. El spune că și săptămâna trecută geamurile au fost sparte și crede că cei care au făcut asta au vrut doar să-i facă rău lui Adrian Mititelu. De oameni puși și de cineva, trimiși special, ca să facă treaba asta, deci rău. Aceea cu Mititelu, el săracul s-a zbătut să-ți bate cum poate. Polițiștii secției 1 au ajuns la fața locului și au demarat cercetările în vederea identificării autorilor. În cauza a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunii de distrugere. În clădirea spartă în această dimineață a funcționat sediul clubului Universitatea Craiova, finanțat de Adrian Mititelu.